Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică tuturor celor care s-au născut cu soarele, ascendentul și luna în rac. Să vedem despre ce este vorba pentru voi, pentru că octombrie este o lună tare aglomerată, atât din punct de vedere astrologic, cât și energetic. Pe 4 octombrie, Mercur, planeta gândirii și a intelectului, a comunicării, intră în balanță în casa a patra. Casa a patra este spațiul locativ, casa în care voi locuiți, familia, rădăcinile și trecutul. Balanța este semnul relațiilor. Eu cu mine, eu cu tine și noi doi împreună. Este semnul cunoscut pentru diplomație și echilibru. Așadar, aici planeta intelectului poate aduce acum disponibilitatea către o comunicare mai clară și mai bună. Balanța este o energie destul de complexă și confuză pe alocuri, pentru că poți începe ceva, iar mai apoi să te răzgândești. Mercur aici va aduce claritate în tot ce ține de spațiul vostru locativ, de treburile casnice, de locul în care vă aflați, în care locuiți și de tot ceea ce ține de familie și de legăturile voastre cu aceasta. Ceva se va echilibra, poate înainte v-ați simțit mai apăsați de griji sau mai epuizați, mai obosiți. În această lună vă veți simți mai vitalizați în spațiul vostru locativ și vă va fi drag să stați acasă. Pe 8 octombrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în semnul Fecioarei, în casa voastră a treia. Casa a treia are legătură cu drumurile pe care noi le facem pe distanțe scurte, cu lucrurile noi pe care dorim să le învățăm, cu seminarii, cu niște cursuri specializate pe o anume arie, pe un anume segment, cu vecinii, cu verii, cu rudele, cu familia extinsă, și cu tot ceea ce vrem să comunicăm în această direcție, cu modul în care noi comunicăm. Venus este o energie care atrage, este magnetică, iar Fecioara este arhetipul organizat, disciplinat și foarte metodic. În această lună veți vedea că drumurile pe care le faceți nu vor fi inutile, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Veți vedea că dacă v-ați dorit să începeți un curs sau să studiați ceva, să găsiți o informație sau să pătrundeți în profunzimea acesteia, veți avea timp și răgaz să o faceți. Veți putea începe să comunicați cu cineva foarte pământean și foarte ancorat în realitate, într-o potențială idilă. Pentru alții dintre voi puteți avea o comunicare mai bună, mai clară, mai eficientă, cu familia voastră extinsă, cu vecinii, cu rudele. Sau pot apărea discuții despre cum să îmbunătățiți cartierul, zona, comunitatea din care faceți parte. Iar pentru alții dintre voi veți deveni mai eficienți în drumurile pe care le faceți, în acțiunile pe care le veți lua în această lună, pentru a întoarce și investiția timpului petrecut în toate aceste acțiuni. Puteți întâlni pe cineva cu care să începeți o relație într-o zi oarecare, pe drumurile acestea pe care le faceți voi în fiecare zi. Mergem mai departe și pe 10-a 10-a. Pe 10 octombrie, Pluto, planeta transformării și a puterii, a morții și a renașterii, își reia mersul direct în Capricorn, în casa voastră a șaptea. Aici este un fel de tușe. Este zona sensibilă pentru că este zona relațiilor noastre conștiente 1-1. Zona în care regăsim cel mai bun prieten, partenerii de afaceri, clienții sau persoana noastră dragă, omul cu care suntem într-o relație stabilă sau căsătoriți. În perioada de retrogradare aici, Pluto va cam lua puterea. Este ca și când nu a mai cântat în casă cocoșul, metaforic vorbind. S-ar putea să fi trecut voi în ultima perioadă, mai ales cât Pluto a fost în perioada de retrogradare, prin diverse situații și cadre sociale în care lucrurile nu v-au mulțumit. V-ați simțit un pic nefericiți în ideea de tradiție, în ideea de instituție a căsătoriei, poate, sau sub contracte semnate care nu vă dădeau pace, care nu vă făceau fericiți, care nu erau corecte, de ce nu? Pluto fiind planeta transformării, a morții și a renașterii, acum în mers direct, vă poate spune unde ți-ai dat puterea sau ești conștient de faptul că poate această instituție sau această idee, acest tip de gândire te controlează, este în regulă acum să lași să plece oamenii din viața ta care te încurcă, care nu mai fac parte din evoluția ta
aici, în planul terestru. Pentru alții dintre voi poate să aducă divorț, dacă relația era disfuncțională, sau sudarea relației în care sunteți, să treceți la următorul nivel, de la o relație stabilă la căsătorie. Capricornul este semnul instituțiilor, semnul instituțiilor bancare, a guvernului, deci a tuturor lucrurilor foarte tradiționale din viața noastră. Pe 12 octombrie, Marte, planeta acțiunii, intră în arhetipul Scorpionului, în casa voastră a cincea. Marte este planeta acțiunii, a pasiunii. Scorpionul este semnul profunzimii, iar casa a cincea, casa iubirii. Casa pasiunii, casa bucuriei vieții, casa copiilor sau a copilului interior, a creativității, a riscului. Marte aici, în Scorpion, este o energie foarte pasională și sexuală. Pe locuri ușor obsesivă, până în punctul în care atinge ceea ce își dorește, cu ochii pe rezultat și nu se oprește din loc până nu-l obține. Ce vă poate aduce aici Marte în Scorpion? Iubirea vieții voastre, acea pasiune cosmică pe care mulți o trăiesc în această viață sau de care mulți ar vrea să aibă parte și încă nu au avut. Ei, iată că Marte, aici în Scorpion, dar și în Taur, când se regăsește, poate să-ți aducă acel prilej să vorbești cu omul cu care ai simțit o conexiune puternică, dar deopotrivă ți-a scăpat printre degete. Este acel mesaj venit dintr-o dată căruia nu-i vei putea rezista. Fie voi veți avea parte de această infuzie de pasiune, fie persoanele la care vă gândiți voi sau cu care aveți acum o idilă, o relație de iubire, vor avea această tendință extraordinar de pasională și de focoasă. Pe 14 octombrie avem evenimentul de lună nouă din Balanță, care este deopotrivă și eclipsă de soare în casa a patra. Iar aici, în casa a patra, o eclipsă va veni cu foarte multă energie. Este o schimbare care se petrece în cicluri. Același lucru l-ați mai retrăit voi în anul 1998, 2006, 2007, 2015, 2016. Mari evenimente din viața voastră de atunci sau mari schimbări care au avut loc atunci se pot repeta și acum. Sau puteți să vă gândiți dacă atunci s-a întâmplat ceva foarte important în viața voastră și să vă așteptați ca și acum ceva de genul să se întâmple. Evident, nu toată lumea resimte la fel de puternic efectul eclipselor, însă, pentru voi aici în casa a patra, s-ar putea să fie o schimbare de locuință, să vă mutați de acasă dacă sunteți în acest punct al vieții voastre sau să vă puneți semnătura pe un contract de casă. Pentru alții dintre voi va putea aduce aici în sfârșit aplanarea unui conflict de lungă durată cu cineva din familia voastră, iertarea neamului, echilibrul dintre casă și serviciu, echilibrul dintre mine și cei cu care locuiesc, diplomație, încep ceva nou de la mine de acasă sau încep o casă nouă de la zero. Pentru alții dintre voi poate însemna părăsirea casei pentru a merge în câmpul muncii, în cazul în care vă doreați un serviciu și până acum nu l-ați avut. Sau lucrați de acasă și de acum înainte puteți începe să lucrați din nou de la birou, să faceți drumuri pe distanțe scurte pentru că o aveți pe Venus în Fecioară, în casa a treia. Pe 22 octombrie, Mercur va face din nou un pas înainte, din Balanță în Scorpion, în casa voastră a cincea. Vine intensitatea, vine gândul obsesiv, vine gândul predominant la iubire, la pasiune, la bucurie, la copii sau la vindecarea copilului interior, la voi, la voi înșivă și la iubirea pe care ar trebui să vă oferiți în fiecare zi. S-ar putea ca ai voștri copii aici să aibă nevoie de ajutorul vostru, să dorească să meargă la activități extracurriculare, care să-i ajute, să le întărească încrederea în sine, să le aducă un aport în viața lor la dezvoltare. Pentru voi s-ar putea să aducă acea idee, acea analiză, acea conștientizare foarte, foarte puternică că vă este dor de cineva sau persoane din viața voastră s-ar putea să conștientizeze acest lucru. Și pentru că asta nu este de ajuns, pe 23 la o zi după vine și soarele aici în Scorpion și vine cu chef de petrecere, cu foarte mult entuziasm, cu bucurie, cu multă acțiune, cu ieșit, cu plimbat, cu dorința de a face, cu o dorință puternică de a mișca lucrurile. Soarele
este energia vitală. Veți avea mult curaj. Veți avea mult curaj să încheiați acum cicluri karmice. Și nu în ultimul rând, pe 28 octombrie, avem parte de luna plină din Taur, din casa voastră a 11-a, care este deopotrivă și eclipsă parțială de lună. Casa 11-a vorbește despre viitor. Cum sună viitorul nostru? Ce vom face noi în viitor? Nu știm încă. Dar pentru voi aici este o ocazie să faceți curățenie definitiv, să corectați, să finalizați proiectele la care lucrați, să vă duceți la bun sfârșit lucrurile deja începute sau să corectați acțiunile deja întreprinse dacă acestea nu dau roade, nu dați randament într-o direcție anume. Din ce grupuri sociale faceți parte? Aveți ce să mai căutați acolo? Da, orba. Taurul este o energie a confortului, este o energie fixă, de pământ, este semnul care ne vorbește despre bani, despre stima de sine, despre proprietățile mele. S-ar putea unii dintre voi să renunțați la o achiziție pe care doreați să o faceți, de casă, de imobil. Alții dintre voi să vă reorientați în ceea ce privește investițiile la nivel financiar, dacă se aplică acest lucru pentru voi. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să vă dați seama că toată viața voastră până acum a fost așa coordonată mental de subconștientul vostru, astfel încât să vă țină în zona de confort și să nu vă asumați niciun fel de risc, să mergeți pe o linie foarte tradițională și conservatoare, când de fapt voi ați fi vrut să faceți altceva. Care este moștenirea voastră? Ce lăsați voi în urmă? Nu neapărat în planul material, dar poate fi vorba și despre asta, pentru că taurul înseamnă bani, efectiv. Ce lăsați în urmă? Ca idee, dar și ca avere, de ce nu? Sunteți mulțumiți de aceste lucruri sau este momentul să înlăturați planurile vechi și să vă gândiți la viitorul vostru diferit de acum încolo, ieșind din zona de confort de această dată, pentru a face niște pași mai drăzneți, aș putea spune, tocmai pentru a îmbunătăți ceva în viitor sau pentru a vă readapta, pentru a reajusta niște lucruri care poate nu vă ieșeau bine anterior. Eu vă urez tuturor să aveți o lună minunată și să vedem acum despre ce este vorba și la nivel mistic în cărțile de tarot și de oracol. Primul mesaj pentru voi, dragii mei raci, este să te retragi. Și avem numărul 27. Pluto își rea mersul direct în Capricorn, în casa voastră a 7-a, la 27 de grade. Casa 7-a vorbește despre prietenii mei cei mai buni sau prietenul meu cel mai bun, partenerul meu de viață cu care sunt căsătorit sau într-o relație de lungă durată, partenerii mei de afaceri sau clienții mei. Și undeva vi se spune că ceva nu funcționează în armonie, că vă lăsați purtați de o idee sau de o frică inconștientă pe care o aveți, că aveți senzația că nu vă descurcați singuri sau că ați avut acolo un program care a rulat din copilărie, că eu trebuie să mă căsătoresc, să fac copii, etc. Iar acum energia vă spune, stai în loc și cugetă, blândețe și cu înțelepciune și vezi ce schimbări poți să faci în viața ta. Aici avem planeta Jupiter și Soarele. Soarele va intra în Scorpion. Pe cine iubești tu cu adevărat sau ce iubești tu cu adevărat? Trăiești viața ta de familie sau căsătoria ta sau viața în general la adevăratul tău potențial sau la adevăratul potențial pe care îl are viața de oferit pentru tine. Jupiter este planeta înțelepciunii. Este retrograd acolo unde se va produce eclipsa parțială de lună sau luna plină din Taur. Oare nu ești cumva în zona de confort și ți-e frică să te retragi din anumite locuri doar pentru că ai impresia că nu te vei descurca singur? Este o temă la care voi puteți medita în această lună. Energia vă spune să urmăriți steagurile ancorate, ce culoare au. Următorul mesaj este 19, planeta Mercur și planeta Jupiter, incredibil, și cuvântul abundență, avere. Numărul 19 aparține Soarelui care intră în casa a 5-a. Un proiect, o idee. O idee sclipitoare care acum se poate naște. Gândiți-vă la anii despre care v-am vorbit și ce ați făcut voi atunci. Ce mare eveniment a venit în viața voastră pentru că acela se poate repeta. Dacă voi vă gândiți cu sinceritate și cu minte foarte limpede, fără să vă mai ascundeți după deget, sincer cu voi înși vă în primul rând.
Și avem planeta Mercur, care se află în balanță în prima parte a lunii și ulterior în Scorpion, în casa a cincea. Și mai avem Jupiter, care este în retrogradare în Taur. Și spune, nu te teme pentru ziua de mâine, nu te teme să faci pași înainte. Cine nu riscă, nu câștigă. Da, riscuri calculate, dar îndrăznește să trăiești la potențialul tău cel mai înalt. Avem planta de tutun și oferta. Și incredibil, avem planeta Marte din Scorpion și Pluto din Capricorn din casa a șaptea. Cineva la care voi vă gândiți va îndrăzni să vă facă o ofertă foarte, foarte pasională sau poate voi este momentul să vă gândiți, după cum spuneam, cu sinceritate, la ce vă face vouă sufletul să tresară și inima să bată. Poate fi data de 24 octombrie, când toate planetele deja vor fi intrate în Scorpion, să fie o zi foarte intensă pentru voi. Planeta Pluto în Capricorn, care spune acum, ești în relația potrivită, în relațiile 1 la 1, peste tot, așa cum am menționat. Voi aici aveți o mare durere ascunsă, care acum va ieși la suprafață, pentru că trebuie vindecată. Și aici avem arhetipul peștilor. Și avem intimitate, intuiție și compasiune. S-ar putea ca foarte mulți dintre voi din compasiune să fiți alături de un om pe care l-ați crezut, alesul sau aleasa, sau pentru alții dintre voi este momentul acum în intimitatea voastră, acolo, învărsător, nonconformist, să îndrăzniți în casa opta, să faceți un pas înainte sau să începeți să trăiți diferit față de cum o faceți. În pești avem Saturn retrograd și Neptun retrograd. Neptun, planeta visării, Saturn, planeta maturizării. Și aici, arhetipul peștilor vă spune în felul următor. Este timpul să te trezești din vis, din iluzie și din proiecțiile sau așteptările pe care ți le-ai făcut în această viață, să te maturizezi, să crești mare prin energia planetelor pe care le ai în casa a cincea, respectiv Mercur, Marte și Soarele în Scorpion, și să vezi unde te duce pe tine viața. Voi aveți peștii în casa a noua, în casa credinței. Credințele tale te-au adus până aici. Ești fericit? Felicitări. Nu ești fericit? Acum este punctul de cotitură, rescrucea de drumuri în care poți schimba ceva. Acum și doar acum. Și aici avem cartea Femeia Matură, numărul 6 al îndrăgostiților, casa voastră a șasea, care vorbește despre rutina de zi cu zi. Poate fi o bunică care v-a crescut, poate fi mama de la care ați învățat niște lucruri, de la care ați preluat încă din perioada intrauterină. Această karmă, acest tipar comportamental, această deprindere comportamentală sau acest mod de a gândi, de care acum trebuie să vă deslegați, să predați ștafeta mai departe sau să închideți această karmă conștient și să înțelegeți că viața este o alegere. Ce trăim noi în viață este o alegere și voi puteți să vă schimbați acum viața. O lună foarte spirituală pentru voi, dragii mei. O lună în care, veți vedea, vor apărea foarte multe lucruri. Pentru unii mai intens, pentru alții mai normal, pot trece pe lângă noi, uite, pur și simplu. Dar pentru cei care sunt deschiși la schimbare, va fi colosală. În zona de relații, planul material și emoțional. Pentru RAC octombrie, numărul 21 în cartea Cheile Genelor de Richard Rudd este cod vitejie sau control. Și avem soarele sau asul de monede, soarele mic și magicianul sau portal 1-1. Conștiința voastră înaltă vă va transmite în această lună mesaje și vă va crea cadrele potrivite în relațiile voastre prin Pluto, care se ocupă de control și de putere și de manipulare din casa în șaptea, să intrați pe linia voastră de destin potrivită și corectă. Poate ați făcut un ocol până acum, iar acest ocol ajunge la final. Asul de monede înseamnă o șansă reală să materializați iubirea vieții voastre în viața aceasta. Desigur, se va aplica pentru cei care sunt pregătiți pentru acea energie profundă și puternică.
Ce pot să vă explic mai mult de atât? Pentru unii dintre voi veți încheia în termeni abiabile o relație, iar pentru cei care aveați o relație de prietenie sau de lungă durată, veți trece la următorul nivel, la căsătorie, după cum am spus. Pentru cei singuri puteți să vă cunoașteți iubirea vieții voastre, omul potrivit cu care să intrați într-o relație de căsătorie. Puteți inclusiv să vă relocați, să cunoașteți pe cineva din străinătate și să faceți un pas foarte important în viața voastră, care să vă aducă un viitor mai bun. Pentru cei care sunteți deja căsătoriți, acea idee de fie o luăm pe drumuri separate, fie de acum înainte suntem mai puternici. Însă, după cum văd eu luna aici, prin această energie a peștilor care înseamnă și sacrificiu, s-ar putea ca foarte mulți dintre voi să vă treziți și să vă doriți altceva. Iar alții dintre voi să vă doriți să faceți lucrurile să meargă, să vă maturizați și să vă fie mai bine împreună. Iar pentru cei care sunteți în separare, aici există o oportunitate pentru ca voi doi să ajungeți să stați față în față prin atâta energie de scorpion din casa a 5-a și cu Pluto în casa a 7-a. Este o închidere de ciclu karmic foarte puternic. Foarte, foarte puternic. Ce va duce lumea aici? Ce a sărit din pachet? Regina de bâte. Pe cineva la care voi vă gândiți. Dacă sunteți singuri, perechea potrivită este energia leului. Pe cineva în casa a 5-a cu care să începeți o iubire cosmică. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, să vedeți cine conduce și de ce, pentru că aveți o luptă de putere acolo activă, care vă întristează, vă necăjește și care trebuie aplanată. Acel conflict trebuie aplanat sau este vremea pentru ca voi să lăsați pasiunea voastră interioară, bucuria voastră interioară să strălucească și să vă întăriți relația. Iar pentru cei care sunteți separați aici, cineva își reamintește de voi, dar nu că își reamintește, cineva nu va uita niciodată. Nu v-a uitat niciodată cu floarea soarelui aici. Soarele pentru ei nu a apus niciodată și soarele sunteți voi. Și acum va îndrăzni, își va crea un drum, o potecă potrivită să reintre în viața voastră. Va aduce mare iubire unora dintre voi această lună. Asul de monede are 2 de spade. Eliminați frica. Asta vă spune Mercur din casa a 4-a când va fi în balanță și luna 9-a sau eclipsa de soare din casa a 4-a. Eliminați frica, frica de singurătate, frica de a sta singur. Poate mama voastră sau bunica voastră a rămas singură de tânără și vouă vi s-a transmis această idee de a fi neapărat în parteneriat cu cineva și în consecință ați făcut o alegere greșită anterior. Pentru alții dintre voi văd că s-ar putea să fiți la a doua căsătorie. Și nici aceasta să nu fie ceea ce de fapt v-ați dorit cu adevărat. Iar magicianul aduce 10 de cupe, împlinirea sufletului vostru, bucuria voastră. Chemarea sufletului vostru este aici pentru voi. Veți avea parte de un imbold, de o energie, de un foc intern în suflet care nu vă va da pace luna aceasta și vă va duce acolo unde vă este vouă potrivit. În toate zonele din relația voastră. Cea mai bună carte pentru relații aici este liniștea, serendipity, armonia, echilibrul. Un viitor foarte bun, foarte luminos este pentru tine aici la orizont. Exact cum am spus, dacă din comoditate, dacă din convingeri vechi, dacă din lipsă de încredere în voi înșivă, dacă din teamă de a nu vă descurca singuri, până acum ați fost în relația nepotrivită, acum puteți să vă urmați singuri calea pentru că apare în viața voastră cine trebuie, cine vă este potrivit și cu care aveți de parcurs drumul vostru evolutiv, astfel încât să înfloriți, să fiți versiunea voastră cea mai bună. Este o energie foarte bună. Avem luna plină, luna plină care se produce în casa 11-a viitorului vostru și fluturii, transformarea din casa 7-a. Cu cine vreau să fiu acum în relație? În viitorul meu, cum este acum, va fi și în viitor. Vreau să fie așa, da orba. Și acolo aveți puterea să alegeți pentru că aveți un exemplu în viața voastră pe care l-ați văzut și pe care poate l-ați urmat. La nivel de plan material, avem turnul, avem 9 de bâte și avem îndrăgostiții. Niște alegeri anterioare v-au zguduit puțin viața. S-ar putea ca voi să nu fi făcut alegerile potrivite în anumite momente din viața voastră, să aibă legătură cu anii pe care i-am
enumerat anterior. Turnul aici vă aduce conștientizarea că poate acum, în acest moment, mergeți cu un autovehicul care nu poate și nu are capacitatea pe autostradă să ruleze cu viteză maximă. Și este momentul să faceți o schimbare. Veți avea o alegere în planul financiar de făcut, care poate nu vă convine 100%, dar va fi ceva ce vă salvează și vă deschide o nouă linie, o nouă cale către succes. Pentru alții dintre voi, aici v-a rămas gândul la cineva cu care ați lucrat la serviciu. Și s-ar putea ca acel om, acea persoană, să revină în viața voastră acum. Alții dintre voi luptați cu o karmă de neam aici, care se poate închide în această lună. Puteți ajunge la armonie în această direcție. Voi aveți săgetătorul în casa șasea, care spune să explorăm, să devenim mai înțelepți. Aveți cunoașterea și înțelepciunea să încheiați o karmă de familie, o karmă a banilor, să corectați, pentru că asta spune luna plină din Taur, din casa voastră 11-a sau eclipsa parțială de lună, să corectați niște decizii anterioare, să mai salvați ceva sau să faceți altceva, pentru că aveți capacitatea, forța și discernământul și sunteți înzestrați intelectual să o luați de la început. Ce încheiați cu turnul aici? Avem steaua. Orice ați încheia, vi se încheie acum ceva în viață, dacă sunteți în această postură, în acel moment din viața voastră, pentru că sunteți ghidați de energie către drumul vostru real, către ceva și mai bun, și mai bun. 9 de bâte, pentru ce ați suferit voi aici? Înaltul preot, pentru un angajament pe care l-ați făcut fără voia voastră în totalitate, sau pentru ceva stabil care a fost înainte, sau pentru un partener de la locul vostru de muncă care era căsătorit, dar și voi erați în punctul în care să vă căsătoriți, poate unii dintre voi, sau în relații stabile, da? Ați cunoscut pe cineva la locul de muncă care era într-o relație, voi într-o relație, dar pentru voi acolo a fost acea energie cosmică și acum lucrurile acestea se pot relua. Posibil să fie cineva pe care voi l-ați cunoscut în 2015-2016 și îndrăgostiții. Aduc regina de spade. Aduc fie niște contracte noi la locul de muncă, un contract nou de muncă, niște noi clauze contractuale care să vă ajute pe voi acum, un divorț pe care s-ar putea să nu vreți să îl faceți, care este neplăcut, dar este o alegere dacă se divorțați sau nu, pentru că totuși aveți aici o istorie, posibil și copii unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi, să știți că aduce aici totuși partaj. Voi știți cel mai bine. Iar pentru alții dintre voi, să știți că vă întrebați dacă persoana la care vă gândiți voi acum o fi divorțat sau nu, sau dacă mai este într-o relație sau nu. Și încă o carte. Magicianul. Veți avea puterea, veți avea ocazia, veți avea cadrul să fiți omul potrivit la locul potrivit, să aflați și să vă liniștiți la nivel de plan financiar, dacă ați pierdut niște bani anterior, îi recuperați, fie pe aceea, fie faceți alții. Iar la nivel de plan emoțional, avem 5 de bâte, cavalerul de cupe și regele de cupe. V-a rămas gândul, după cum spuneam, la cineva? Da. Sau voi în sufletul vostru iubiți pe cineva și sunteți cu altcineva. Pe de altă parte, aici 5 de bute aduce un conflict interior la nivel de dragoste. Vă simțiți nefericiți, nemulțumiți în această perioadă și puteți schimba aceste lucruri. Pentru alții dintre voi aici sunteți într-o relație pe care nu o doriți pentru că iubiți pe altcineva. Pentru alții dintre voi, vă iubiți pe altcineva în secret și nu spuneți și acest lucru vă macină. La nivel medical aici, ceva ce vă doare, ceva la nivel de articulații, ceva la nivel de coloană, ceva la nivel de stomac, poate fi splină pentru unii, se poate acum vindeca sau ameliora. 5 de pâtre. Ce încheiați voi aici? Este un conflict karmic aici. Puterea. După cum spuneam, aveți puterea să faceți lumină în viața voastră acum în acest moment. Puterea vine cu aplanarea conflictului, cu puterea de a trece peste absolut orice obstacol, trebuie doar să aveți încredere în voi. Ce aduce cavalerul de cupe aici? Sunt declarații de iubire. Veți da pe afară de iubire sau cineva efectiv conștientizează că este îndrăgostit de voi, dar nu că este îndrăgostit de voi, că vă iubește de aici până dincolo de cer. Uite, 5 de bâte. Vedeți?
Este un conflict aici și voi și oamenii la care vă gândiți aveți aceeași apăsare. Voi suferiți că sunteți separat unul de celălalt pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Pentru alții dintre voi veți avea puterea să treceți peste un conflict, să vă împăcați cu cineva. Să lăsați ego-ul jos, mândria sau propria voastră credință pe care ați căpătat-o din copilărie. Și cavalerul de și regele de cupe are 8 de bâte și să faceți un pas înainte. Ori voi, ori oamenii la care vă gândiți voi au curajul acum să vă scrie un mesaj, să vorbească cu voi sau să spună te iubesc, se aranjează așa cumva drumurile voastre astfel încât să vă întâlniți. Și aici avem 6 de bâte. Veți trece de la conflict la bucurie și la succes, să vă vedeți și când vă vedeți sau să vă întâlniți din întâmplare când faceți niște drumuri, iubirea vieții. Aici, medical vorbind, o programare la doctor, o rutină, un tratament dă rezultate și vă veți simți mai bine. Talismanele. Ups, am mișcat camera. Plămânii. Veți respira ușurați unii dintre voi pentru că nu aveți aer. 5 de bâte aici spune că sunteți sufocați. Poate aveți provocări cu plămânii, dar plămânii arată o tristețe foarte mare și sunt guvernați de gemeni, să știți. Comunicarea. Aveți o provocare pe partea de comunicare care este un pic dramatică, vă sătura de ceartă, de scandal. Pentru lucruri mărunte care pentru voi sunt foarte importante sau pentru cineva lucrurile mărunte sunt foarte importante, iar voi le considerați nimic. Aici este o diferență de părere foarte mare. Aveți un ciocan, de multe ori sunteți atât de furioși încât vă vine să spargeți lucruri. Pentru alții dintre voi este ceva legat de genunchi, de picioare, de reflex. Poate aveți nevoie să faceți reflex, o terapie sau ceva, o eliberare. Nu aveți capacitatea de a merge mai departe, vă constrânge un contract pe care îl puteți rupe. Viața este o alegere, nu este o constrângere. Ce este pentru tine te va întâlni, ce este al tău este pus deoparte. Voi sunteți într-un punct foarte important din viața voastră, trebuie doar să vă îmbarcați. Pentru alții dintre voi o călătorie este aici. Avem împăratul, un berbec, este în viața voastră sau puterea din voi să începeți ceva. Bună, sunt eu cel care ți-am dat bătăi de cap. Bătăi de cap, am spus, cu energia aceea din casa 5, da. Turnul, cel care va scăpa printre degete. Dacă ceva se încheie în viața voastră, permiteți acest lucru pentru că veți găsi altceva mai bun. Mașina de cusut, trebuie voi manual să faceți ceva. Atenție la digestie, pentru că aveți provocări pe acea parte. Avem o lopată, trebuie să îngropați ceva, trebuie să lăsați lucrurile să plece. Pentru alții dintre voi, pentru ca roadele, viața frumoasă să crească, trebuie să sădiți de la nivel de sămânță, să o luați de la început. Voi ați prefera să reparați, dar pentru unii dintre voi nu prea se poate repara, ci se poate croi. Luați de la început, atenție, cu ce tipar croiți, tipar vechi sau conștientizați. Ce se întâmplă acolo în spate? Închideți karmă. O împărăteasă aici. Ceva manifestați bun prin energia aceea taurului pentru viitorul vostru. Ha, aici avem o carte care spune teacher, învățător, planeta Jupiter în perioada de retrogradare din viitor acolo. Vă spune, ceva nu este înțelept, ceva nu este aliniat aici în viitorul tău. Tu degeaba să faci planul, că nu, ceva nu funcționează. Ochii mari și înțelege. Aici avem Paris, Los Angeles, New York și Roma. Poate aveți legătură cu aceste locații sau unii dintre voi veți face această călătorie care va fi pur și simplu luminarea minții voastre și direcția pe care trebuie să o luați. Aici este un motor, un vehicul pe două roți. Poate de aici a început provocarea voastră, de la aceste două roți. Poate unii dintre voi ați avut un accident rutier sau poate persoana la care vă gândiți voi a avut. Aici este energia scorpionului din casa 5, o revenire puternică. Nu veți putea refuza această energie. Vă va împinge atât de tare de la spate încât, da, puteți să rămâneți pasivi, dar ar fi păcat. Este momentul să vorbiți, este momentul să spuneți ce aveți pe suflet. Să vă dezvăluiți secretul sau cineva își dezvăluie secretul. Pentru alții dintre voi acesta poate fi un contract karmic care acum se încheie. Poate fi și divorțul. Un pian.
Avem aici, aveți legătură cu cineva sau vă place să cântați la pian sau persoane la care vă gândiți voi. Cineva foarte sofisticat este aici, cineva foarte aranjat, Camila. Ați dus o lungă luptă, ați mers pe un drum arid și uscat până acum și este momentul să vedeți acest lucru cu calm. Avem un microscop, gândiți-vă la viața voastră foarte, foarte bine, pentru că viitorul acesta, vedeți cum este, ce se întâmplă în lumea de azi, nu avem timp de pierdut. Pentru alții dintre voi, niște analize sunt aici. Bună, sunt minunat, sunt grozav, sunt fantastic. Poate unul dintre voi a fost cel care a stat în zona de confort și celălalt a fost mai avangardist, dar v-a fost teamă. Este Moș Crăciun, ceva foarte interesant care a avut legătură cu Crăciunul. Cu Crăciunul, un Crăciun este foarte important. Am o inițială aici F, o cruce, ceva care se încheie, simbolul spiritualității o trezire spirituală a voastră sau a persoanei cu care ați avut voi o legătură sau cu care aveți încă, o energie masculină care se bucură, un semn al scorpionului. Vă aștept la sfârșit de lună octombrie să-mi spuneți cum v-a fost luna. Avem semnul vărsătorului, pentru că de la anul din ianuarie Pluto se mută acolo, o barcă, din nou niște evenimente, niște amintiri care au legătură de o barcă, de mare, de lac. Să vedem, inițialele sunt F, D, D, O, C, M, F, I, Z, H. Un control medical, C și M. Fizic. Vă veți întâlni fizic, dacă doriți, vă veți întâlni fizic cu iubirea vieții voastre, cumva, la restaurant, uite, să ieșiți în oraș, sau poate cu cineva cu care poate ați avut o relație ascunsă, cu care vorbeați codat, sau aici este un cod, veți primi un cod, o conștientizare foarte puternică, veți vedea ceva pe mediile de socializare care vă trezește sau un mesaj subliminal transmis de cineva sau acolo cineva vă caută. Da, HD. Vedeți la televizor ceva sau vedeți pe telefon ceva, veți vorbi cu cineva. Atenție la tuse, atenție la plămâni, da? La plămâni. Sau poate nu v-ați văzut în ultima perioadă din cauza pandemiei. Veți asculta ceva la radio. O melodie, o melodie. Aveți o melodie care vă trezește la adevărata voastră identitate, la sufletul vostru, la eul vostru autentic, zid. Ați pus un zid. Cineva aici a pus un zid. Se dărâmă un zid, vedeți? Se dărâmă un zid. Pasiunea va ieși la suprafață, pasiunea lui. Dacă sunteți bărbați, domnilor, așteptați-vă cumva la asta sau pentru dumneavoastră, doamnelor, a lui. O mai durează puțin. Cineva care a făcut pentru voi, cineva care v-a aprins pasiunea în suflet. Pentru alții dintre voi, atenție la arsuri, da? Atenție la aparatele electrocasnice, pentru că l-avem pe Uranus în Taur în perioada de retrogradare și când va fi acea eclipsă parțială de lună, atenție la circuitele electrice, fie de la mașină, fie din casă. Ceva ce anterior a fost foarte superficial, de fapt a fost foarte profund. Adică ceva ce voi sau partenerul sau cineva anume din viața voastră a tratat înainte superficial, de fapt a fost foarte profund și este momentul să deveniți conștienți de aceste lucruri sau cineva devine conștient de aceste lucruri. Aici cineva a ascuns niște informații care acum ies la suprafață, ori voi, ori cineva drag vouă, ori aflați niște informații care vă ajută și v-au fost ascunse înainte. Pentru alții dintre voi aveți niște revelații la nivel spiritual foarte puternice, foarte puternice, despre ce doriți să faceți de acum înainte. Iar pentru alții dintre voi, fie să faceți o separare aici la nivel de relații, de bani, partaj sau contracte pe firmă, dacă sunteți antreprenori, ceva se împarte. Pentru alții dintre voi, ceva legat de custodie aici există. O zi și o lună. O zi și o lună. Nu știu ce înseamnă aceste lucruri pentru voi, dar le văd aici. Și cam atât, dragii mei. Sper să vă fie de folos. Să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!